Presa liberă trecere. Bună seara, dragi telespectatori! În ultimii ani, Europa ne-a tot avertizat să ne armonizăm legislația privind protecția mediului cu cea a Uniunii, așa că avem directive foarte clare pe care trebuie să le respectăm. Scuzați. Despre problemele pe mediu vom discuta în ediția de astăzi, care sunt zonele cu probleme identificate în municipiul Râmnicu-Sărat, ce soluții s-au identificat și care sunt factorii implicați, aflăm de la invitații ediției. Este vorba de domnul primar, de domnul Sorin Cârjan și de domnul Emilian Burlacu, directorul Poliției Locale din municipiul Râmnicu-Sărat. Bună seara, domnilor! Bună seara, vă spunem și noi și dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Aș vrea că îmi permiteți să legăm puțin discuția de ultima acțiune derulată zilele trecute la Râmnicu-Sărat, ca să începem cu o notă optimistă. Avem anumite zone cu probleme, avem voluntari care încearcă să dea o mână de ajutor și un exemplu, iar noi, cetățenii, cu toții, să punem umăr de la umăr, mână de la mână și să respectăm cu adevărat legislația. Vă rog. Vorbiți de acțiunea de ecologizare de sâmbătă, o acțiune de altfel lăudabilă, o acțiune care s-a derulat la nivelul întregii țări și în care, bineînțeles, protagoniștii principali au fost voluntarii. Doar că, spre lauda lor, a voluntarilor râmniceni și spre bucuria noastră, astfel de acțiuni la Râmnicu-Sărat sunt practic derulate în fiecare an, chiar de mai multe ori pe an, ceea ce înseamnă că nu a fost o acțiune solitară, ci a devenit o obișnuință ca voluntarii în anumite zone ale orașului să intervină. E fără îndoială o atitudine civică din partea lor. Pe de altă parte, asta dovedește că încă sunt destui râmniceni care aruncă la întâmplare gunoaiele, pentru că altminteri voluntarii n-ar mai avea obiectul muncii sau ar putea să se ocupe de altceva, dar nu de colectarea unor reziduri, să le spun, împrăștiate în zone, din perimetru important al orașului. Adică nu vorbim de zone de la periferie, ci de albia râului Râmnic și de câteva cartiere din oraș. Situația a fost ținută an la rând sub control de dumneavoastră ca administrație publică locală. Ați primit ajutorul conducerii poliției locale. Înțelegem că nu există inițiativă cetățenească. Spiritul civic lipsește. Am discutat și cu dumneavoastră și cu reprezentanții tinerilor din Râmnicu-Sărat. Soluțiile probabil le putem găsi împreună. Să vă întreb astăzi ce soluții aveți. Păi, cred că ar trebui să fac o prezentare a cadrului în care discutăm. În primul rând că România, așa cum bine spuneați, este astăzi în fața unui pericol iminent, acela de a suferi sancțiuni majore pentru nerespectarea unor clauze pe care în 2007, atunci când am aderat la Uniunea Europeană, ne-am angajat să le facem și nu le-am făcut. Este vorba de gestionarea în principal a deșeurilor și care, ca și teme iarăși importante, aveam de închis depozite de deșeuri neconforme sau de deșeuri periculoase și România până în 2017, adică timp de 10 ani, nu a făcut mai nimic sau nu a făcut mare lucru. În consecință, nu vorbim astăzi la Râmnicu-Sărat de o situație specială. Din nefericire, întreaga Românie se confruntă cu astfel de probleme. Poate noi suntem avansați în anumite privințe. Dacă e să mă întrebați un nemulțumit de ritmul în care reușim să-i convingem pe unii dintre cetățeni, dar iarăși trebuie să fac o mențiune, cred că avem suportul cele mai mari părți a comunității, sunt tot mai mulți aceia care înțeleg, care sunt astăzi cerințele, sunt tot mai mulți aceia care dau dovadă de spirit civic, se implică și sunt gata oricând să pună umărul, cum spuneam, la curățenie orașului. Poliția locală are atribuții doar în ceea ce privește coerciția, pentru noi respectarea unor reguli, e vorba de legi în principal, sau prevederi ale unor hotărâri de Consiliu Local. Nici ei, și o să las imediat pe directorul instituției să vă vorbească, dar nici ei nu au avut ca prim obiect sancționarea cetățenilor. În primul rând au avut caracterul de preventiv, informare, aceste acțiuni pe care le-au desfășurat, de informare în principal, de atenționare a celor care au avut repetate abateri și abia în ultimul rând de sancționare.
Și aici, pot să vă spună directorul, este un reviriment. Dacă numai cu câțiva ani de zile ne loveam de o adversitate a celor care erau sancționați sau erau avertizați, astăzi sunt oameni care înțeleg, cei mai mulți dintre ei, pentru că o să vă vorbească imediat despre o campanie pe care o desfășurăm chiar zilele acestea, vin către noi, înțeleg care sunt cerințele și încep să respecte aceste reguli. Ca o concluzie, aș putea spune că, deși situația la nivel național este una dramatică, nici noi nu ne situăm departe, pentru că mai avem o particularitate. Avem patru zone care pot fi considerate puncte fierbinți. Este vorba de depozitul de deșeuri municipale care trebuie închis anul viitor. Este vorba de depozitul de deșeuri periculoase care aparțin societății Fărimit și care va fi închis zilele viitoare. Și alte două zone care va trebui să fie închise în anii următori, care au aparținut OIL regulii. Este vorba de Batalul de lângă stația de epurare și de Curtea Fabricii, care de asemenea este o zonă poluată istoric. Nu ne va fi ușor. Întrebam mai devreme care sunt factorii implicați din moment ce ne-ați oferit și exemplul cu cele patru zone, depozitul nostru al municipiului, dar și celelalte două societăți comerciale implicate. Am avut o colaborare foarte bună, cel puțin în ultimul an, cu societatea Fermit. Chiar țin să mulțumesc domnului director Pândaru pentru colaborarea pe care am avut-o și care ne-a făcut, practic, să fim în ultima 100 de metri privind închiderea acestui depozit de deșeuri periculoase. Un deșeu despre care s-a vorbit puțin, dar sunt absolut convins că în perioada următoare vom scăpa așa de o amenințare care putea în aer. Nu vreau să mă lansez în speculații, dar pentru mine, cel puțin ca edil al orașului la momentul acesta, faptul că am reușit să închidem depozitul de deșeuri periculoase al Fermitului este cât se poate de liniștitor. Dacă tot am ajuns la problema esențială, ce drepturi, ce obligații avem, domnule director Burlacu, și ce riscăm dacă nu respectăm legea salubrizării? Bineînțeles, și în emisiunile anterioare, după cum a amintit și domnul primar, noi avem acel caracter preventiv și a aduce la cunoștință cetățenilor municipiului Râmnicu Sărat a obligațiilor pe care le au. Bineînțeles, vă pot spune la momentul acesta, făcând o comparație a acțiunilor pe care le-am desfășurat la începutul anului și la fiecare început de an și sfârșit de an, pentru că avem aceste curățenii în gospodăriile individuale la început de an și la sfârșit de primăvară, vară, toamnă, pe raza municipiului, cu ceea ce ne-am confruntat pe parcursul anilor, pentru că această activitate a noastră se desfășoară de aproximativ 8 ani de zile, de atunci de când a luat ființă poliția locală, cu atribuțiile și pe partea de mediu. Bineînțeles, pe lângă înștiințările, informările pe care le-am adus conform hotărârii de Consiliu Local, au fost persoane care de bună credință, care au înțeles, persoane care merită tot respectul și persoane care, bineînțeles, la momentul acesta și la momentul acesta, din nefericire, sunt certate atât cu legea, poate și cu ei însuși. Și astăzi nu înțeleg că trebuie să facă o selecție a resturilor provenite și la cele resturi menajere. La momentul acesta ne confruntăm încă cu persoane care nu înțeleg ce înseamnă resturi menajere și spun că firma de salubritate nu ia și molozul care provine sau resturile provenite de la animalele pe care le au în gospodării, dar făcând o analiză a ultimilor 2 ani, din ce în ce numărul acestor persoane a scăzut. Vă pot spune la momentul acesta că în 2017, la primele 9 luni de activitate, aveam undeva la 142 de sancțiuni contravenționale. Quantumul nu are poate o importanță atât de mare, dar din cele 314 persoane verificate ca neavând un contract de salubritate cu unul din operatorii respectivi, 142 de persoane au fost sancționate, conform HCL la momentul respectiv 59 pe 2015, care noi, prin
să zic așa, problemele pe care le-am avut în teren, am considerat că acea hotărâre de Consiliu Local trebuie modificată și prin referatul pe care l-am făcut împreună cu domnul primar, am modificat această hotărâre de Consiliu Local și în luna 7, la 31-7-2018, a apărut HCL 189 cu modificările respective. De ce? Pentru că unii dintre cetățeni nu își încheiau contracte de salubritate și dădeau către diferite persoane, știți foarte bine, căruțași, persoane care cu un cărucior sau altul luau pentru o sumă de bani și dând în drumul lor către chipurile, către rampa de gunoi la momentul acela că nu era închisă, mergea să-l ducă, dar la colțul străzii îl aruncau și ne creau probleme. La momentul acesta desfășurăm această campanie împreună cu firma de salubritate și primăria municipiului Râmnicu Sărat pe acel sac galben. Prin verificări în continuare pe partea de locuințe, vorbim aici, pe partea de case, unde suntem în 19, în data de 17 până astăzi, am verificat un număr de peste 300 și ceva de locuințe acolo de case, din care vă pot spune că aproximativ 150 de locuințe sunt de vânzare sau nu sunt locuite de cetățeni care sunt plecați din municipiul Râmnicu Sărat sau plecați în afara țării. Chiar astăzi am avut două persoane din zonele limitrofe spunând: domnule, eu vin doar să verific dacă s-a spart țeava sau nu s-a spart. Eu locuiesc la Puiești, vin aici, e casa mamei, am grijă acolo și așa mai departe. Până la momentul acesta, din acțiunea pe care am desfășurat-o cu cei din cadrul firmei de salubritate, am întâmpinat în continuare probleme cu cetățeni care nu vor să-și încheie, pentru că, în ghilimele, spun iar și cu riscul de a mă repeta, nu înțeleg că nu ne ia totul, trebuie să ne ia totul, de aceea plătesc. Deci acesta este punctul zero al problemei. De aici plecăm. Aceasta este cauza principală, da? Inexistența acestor contracte, în primul rând, de salubrizare, da? Neavând încheiate contracte de salubrizare. Au avut încheiate contracte de salubrizare, dar neluându-le și molozul, neluând și resturi provenite de la animalele pe care le ajung au, să fie depozitate nu pe au mai, albia, nu au, mai au, nu au mai plătit mai departe contractul. Sunt probleme apărute în teren, deci nu au mai plătit contractul, contractul s-a reziliat. Mergând în continuare pe teren, stând de vorbă cu dânsii, explicându-le despre ce este vorba, unii dintre ei au înțeles și au încheiat contracte în 3 zile, ce avem la momentul ăsta, peste 40 și ceva, aproximativ 40 ceva de contracte care s-au repus în continuare, sunt în vigoare. Deci care nu le-au, iar unii refuză în continuare să-și încheie contract, iar până la momentul ăsta avem 64 de sancțiuni contravenționale la persoane care nu au înțeles nici în ceasul al 12-lea că și cu acel sac galben ce trebuie să facă. Ne-am trezit, vă spun la modul cel mai sincer, cu sac galben în care și-au pus resturile provenite de la animalele din gospodărie. Domnule primar, ce este de făcut în această situație? Așa cum ne plătim utilitățile, așa cum plătim factura la gaze, curent electric, cum ne plătim întreținerea, avem o obligație, nu? Și față de gunoiul produs de fiecare gospodărie în parte. Și nu cred că există vreo gospodărie în Râmnicu Sărat care să nu producă gunoi menajer. Trebuie să înțelegem că cea mai mare parte a râmnicenilor au înțeles lucrul acesta. Probleme apar în continuare la case, situația a fost reglementată la blocuri și doar la o parte a locuințelor de la casă, domnul director v-a spus ca și pondere, ca ceea ce înseamnă. Spuneați de responsabilitățile pe care noi le avem ca și cetățeni. Prima măsură însă pe care trebuie să o luăm cu noi înșine este schimbarea unei mentalități. Să ieșim din zona merge și așa, și să vă dau câteva exemple, în zona așa nu se mai poate. Deci așa nu se mai poate, o să iau cu partea a doua, așa nu se mai poate, nu pentru că primarul Cârjan este intransigent, nu pentru că poliția locală vrea să-și facă norma de amenzi, nu pentru că garda de mediu vine în control și de asemenea sub amenințarea sancțiunii UAT-ului își face datoria. Ci pentru că noi, ca și cetățenii ai unei Românii ajunsă în anul 2018, constatăm că toate lucrurile acestea, pe care de altfel le vedem că funcționează în Europa, vrem și la noi acasă.
Deci prima măsură trebuie să plece de la conștiința noastră a fiecăruia, înțelegând prin aceasta că mediul, poluarea mediului ne afectează grav sănătatea. Abia pe urmă discutăm despre partea cealaltă de responsabilitate. Când vom înțelege că, dom'le, până acum a mers așa, să duc gunoiul de animale la poartă și să-mi ia rărul, deși nu era treaba rărului, și o să vă spun imediat de ce nu era treaba rărului. Deci, dintr-o dată, nu pentru că s-au schimbat regulile de către administrația locală, ci pentru că s-au schimbat regulile la nivelul întregii țări. Pentru că angajamentele noastre asumate în anul 2007, iată, provoacă astăzi neplăceri în rândul populației, dar trebuie să le respectăm. Și, clar, nerespectarea acestor dispoziții legale de care tot vorbim atrage și sancțiuni. Sancțiuni pentru administrațiile locale. Ca peste tot în alt. Deci, prima dată, primii trași la răspundere sunt cetățenii care nu respectă regulile. După care, UAT-ul, și am să vă spun, imediat, dacă vreți, întregul tablou să vi-l prezint. Am avut în anul 2005, vorbesc de municipiul Râmnicu Sărat, un contract cu operatorul de salubrizare. El s-a încheiat în anul 2013 și a fost prelungit, el a fost pe 8 ani și a fost prelungit cu încă 4 ani. Dacă e să privim retrospectiv, îmi asum această afirmație, am avut un contract prost. Un contract prost pentru că la vremea respectivă nu erau atâtea restricții pe ceea ce înseamnă mediu și s-a colectat gunoiul cum s-a colectat. Probabil că și în celelalte zone ale țării lucrurile au mers la fel. Dintr-o dată, de la o situație proastă, vrem o situație ideală în care toată lumea să-și plătească contractul, în care operatorul să-și facă treaba foarte bine. Nu se poate. Deci trebuie să trecem printr-o etapă intermediară. Iar la noi mai este nevoie de o etapă intermediară pentru că în anul 2017 a expirat contractul cu operatorul, am organizat licitații pentru delegarea serviciului de salubrizare. Din păcate, eu am tot să repet, din păcate, pentru că sunt lucruri care nu depind de noi neapărat, dar care ne blochează la un moment dat. Deci, din păcate, pe procedurile pe care le avem astăzi pentru aceste servicii, atribuirea serviciilor comunitare, ne-am trezit blocați. Caietul de sarcină a fost foarte bine făcut. Operatorul care va veni la Râmnicu Sărat să facă salubrizare în anii următori, le vor oferi servicii mult mai bune decât sunt astăzi și la un tarif mult mai mic. Adică, dacă noi am fi avut un câștigător care ar fi putut semna, sau nu ar fi putut semna cu acest operator de a doua zi în care erau întrunite condițiile un contract de salubrizare, astăzi aveam un preț substanțial mai mic decât cel de astăzi, decât cel pe care este vigoare astăzi, deci 11,78, ar fi fost undeva sub 8 lei. Deci vedeți că este cam o treime reducerea și era loc și pentru investiții. În plus ar fi venit cu colectare selectivă, ceea ce astăzi nu avem sau începem să o avem și noi, colectarea acelei fracții de deșeuri reciclabile. De asemenea, nu se mai punea problema de componenta vegetală, de cenușe sau alte lucruri care fac parte din contractul de salubrizare. Nu fac parte, pentru că legea interzice, în contractul de salubrizare, fracția de deșeuri din construcții, pentru aceea vor exista tarife separate și operatorul contra cost va face această colectare și, de asemenea, deșeurile de origine animală. Nu pentru că nu mai vrea primarul Sorin Cârjean sau primarul Toma de la Buzău sau alți primari, ci pentru că pur și simplu legislația le interzice și operatorilor și nouă ca și administrație să semnăm astfel de contracte. Am să fac o paranteză. Înțeleg că sunt familii care depind, existența lor depinde de găinile din curte, de porcul pe care îl cresc în curte de asemenea, dar toate lucrurile acestea, vedeți că în timp, legislația, condițiile de mediu, îi vor descuraja pe respectivii râmnicieni sau români să mai crească animale cel puțin în oraș. Revenind, deci suntem blocați cu procedura. La momentul acesta au existat mai multe contestații la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Între timp au venit ceva răspunsuri. S-a dovedit că nu am greșit în evaluarea ofertelor, doar că așa se întâmplă. Pe procedurile pe care le avem astăzi, aproape totul este contestabil. Cert este că suntem în faza în care mai trebuie să așteptăm până la reluarea procedurii. Până atunci vom încheia un contract prin negociere cu un operator,
poate să fie și același operator, ceea ce înseamnă că în 2 săptămâni, sperăm noi, vom avea un nou contract. Și acum este situația care o prezentam. De la situația proastă pe care am gestionat-o mulți ani, la situația ideală pe care vrem să o gestionăm printr-un contract, așa cum și normele europene ne cer, avem situația intermediară. Acest contract pe care îl vom semna în urma negocierii și vom crește, dacă vreți, calitatea serviciilor prin componenta de deșeuri reciclabile, de deșeuri vegetale și alte câteva lucruri pe care ritmicitatea ridicării gunoiului, modul în care vor face acest lucru. Deci, clar, noul contract va aduce avantaje pentru populația din municipiile Râmnicu Sărat, da? Doar că sperăm în câteva luni rezultatele să fie mai bune, pentru că prin viitorul contract, în urma procedurii reluarea procedurii, ne va aduce fără îndoială mari beneficii. Am trecut în caietul de sarcini, inclusiv partea de investiții. Vor fi îngropate acele platforme de gunoi. Vom scăpa astfel de problema celor care scotocesc în gunoi și a câinilor, care oricum câinii trebuie să recunoaștem că nu mai sunt ca și număr la nivelul anului 2016. Deci toate lucrurile acestea vor intra într-o normalitate, printr-o perioadă, cum spuneam, de tranziție, dar avem mare nevoie, pe de o parte, de înțelegerea râmnicenilor și pe de altă parte de sprijinul dumnealor. Acum, motive de supărare vor fi mai având. O să vă dea câteva exemple, domnul director, pentru că mergând pe teren, ne-am confruntat cu câteva situații pe care aș vrea să cred că doar lipsa de informare și speculațiile pe care le fac unii dintre râmniceni i-au determinat să aibă această atitudine. Nu faptul că adoptând această atitudine boicotează, practic, viața comunității. Deci îmi place să cred că toată lumea iubește acest oraș, toată lumea face tot ce le stă în putință pentru a duce la, cum să spun, a contribui la bunul mers în urma noastră. Dar sunt câteva situații pe care domnul director vi le va preciza. Vă rugăm, domnule Burlacu. Pot spune că, într-adevăr, făcând o comparație a anului 2017-2018 cu privire, am spus mai devreme, la numărul de sancțiuni, dar și persoanele care au fost înștiințate, dacă anul trecut aveam un număr de 142, să zic, aproximativ 142 de persoane până în această perioadă, care au fost înștiințate cu acel termen să-și încheie acele contracte, anul acesta au fost numai 64. Și în ultimele 3 zile, comparativ pe înștiințările și informările pe care le-am făcut pe teren, aproximativ peste 42 de persoane, să zic, până la momentul acesta, atât persoane fizice cât și juridice, au încheiat un contract de salubritate în urma discuțiilor avute cu operatorul de salubritate la momentul acesta. Pentru că în informările pe care noi le facem la momentul acesta pe teren, se află și un operator de la firma de salubritate, atât pe sacul galben informări cu privire la ce trebuie să pună în acel sac galben. Așa cum spunea și domnul primar, o să fie un interval orar când va fi scos acel sac galben, când vor fi celelalte resturi scoase la poartă. Pentru că ne confruntăm și cu acele persoane care, trecând, își fac acest rond atât la pubelele de gunoi cât și pe stradă, caută în acest gunoi menajer scos, scotocesc și, bineînțeles, după acest scotocit, lasă și mizerie. Dar cine se ocupă de încheierea acestui contract? Dumneavoastră, poliția locală, administrația locală, reprezentanții societății de salubrizare? Reprezentanții societății de salubrizare. Pentru că am mers prin aceste informări de a aduce la cunoștință ce trebuie să facă de aici încolo fiecare cetățean. Unii dintre ei, așa cum am spus, înțeleg, alții nu înțeleg. Mergem în continuare pe informare și pe faptul că trebuie, sunt obligați de lege să-și încheie un contract de salubritate pe ceea ce produc în casă. Au acel sac galben pentru hârtie, peturi, sticle, cutii de tablă și așa mai departe. Ziua în care, împreună cu operatorul de salubritate, pe zonele respective vor fi scoase și colectate și celelalte zile în care vor ieși și vor scoate și celelalte resturi menajere. Mergem în continuare și ducem acea muncă de lămurire cu resturile vegetale provenite de la animalele respective, și pe partea de construcții. Acolo unde trebuie să meargă într-un loc bine stabilit, depozitat și
pe acea descurajare a celorlalți, în ghilimele, operatori, căruțe, căruțași cu cărucioare, care merg pe stradă, strigă, vând pepeni sau vând varză și așa mai departe. Știți, în emisiunile trecute cu cetățenii de pe raza din comunele limitrofe municipiului Râmnicu-Sărat, care ne-au creat acest disconfort, luând sau vânzând către aceștia pepeni sau alte legume, luând și gunoiul contra cost, iar la colțul străzii sau pe o stradă unde nu există la momentul ăsta cameră de supraveghere, pe itinerarele pe care noi le-am stabilit cândva pentru căruțași, mergând după aceștia, văzând disconfortul pe care l-au creat. Și în continuare facem apel la populație și informăm de a nu mai da către altă persoană străină gunoiul sau resturile provenite din gospodărie. Și dacă până acum am mai tolerat asemenea situații de azi înainte, în încheierea unui contract? Nu de azi înainte. Oricum ne-ați spus de cifra, peste 400 de sancțiuni, deci nu, în primele 9 luni ale anului. Acești căruțași, din nefericire pentru ei, la momentul ăsta este un moment zero. Este un moment de zero de poate de anul trecut, în care nu a mai acceptat nicio astfel de atelaj pe raza municipiului care să transporte resturi provenite. Doar acolo unde a fost cazul de pământ, gunoi provenind din gospodărie de la animale, dus și persoane care au spus eu duc pe locul meu acolo. Și au fost iar cei care vor refuza să încheie contractul de salubrizare? Cei care vor refuza au fost, la momentul acesta, sunt sancționați, conform HCL 189, articolul 3, cu amendă de la 300 la 1000 de lei persoanele fizice și persoane juridice de la 1500 la 2000 de lei, dar la persoanele juridice până la momentul acesta nu a fost cazul. Și momentul în care refuză încheierea contractului de care tot vorbim? În momentul acela, ce motivează? Administrația locală, din discuțiile pe care le-am avut, vor fi impozitate dublu pe anul respectiv. Și parcă în trecut exista o taxă specială, nu, domnul primar? Este o taxă de salubrizare în cuantum de dublu valorii contractului, calculat la numărul de persoane din gospodărie. Deci, practic, astăzi suntem absolut hotărâți să aplicăm întreaga procedură și, practic, sper ca oamenii care sunt de rea credință să înțeleagă că, finalmente, vor plăti mai mult pentru ceva ce oricum trebuie să facă, să scoată gunoiul în fața porții. Vă spunea domnul director câteva din măsurile pe care le-am pregătit, tocmai pentru a-i scoate pe râmnicieni din zona merge și așa și a-i duce în zona așa nu se mai poate. Pentru că de-a lungul timpului am avut o practică, de fapt accentuez pentru a, cu riscul de a mă repeta pentru a treia sau de a patra oară, nu facem notă discordantă cu restul țării. Și la noi, practic, se întâmplă lucruri care și în altă parte au mers așa și au mers, din păcate, prost. Aveam foarte mulți cetățeni, mulți pentru că mentalitatea noastră este de așa natură să ne descurcăm. Care gândeau așa, dom'le, eu nu fac contract pentru că eu gunoiul îl duc în altă parte. Pentru ei îl duce în altă parte, era ca și când, dom'le, nu îl duc la poartă, e treaba mea unde îl duc. Dar unde îl duceau? Îl duceau... În cel mai fericit caz pentru noi, dar rău totuși pentru țară, îl duceau la țară și l-aruncau la marginea comunei, îl duceau în fața porții vecinului, îl duceau, iarăși o situație fericită asta, îl duceau la colțul străzii, unde ADP-ul trebuia să intervină și să facă curățenie și în zona aceea, sau mai grav la marginea orașului. Și am avut ani de zile în care munceam primăvara și toamna să facem curățenie în acele zone, cheltuind sume importante și ocupând pentru o bună perioadă de timp. Și după aceea tot dumnealor se plângeau că au zone poluate, că stau cu gunoiul lângă gospodării. Să completez, dacă îmi permiteți, ceea ce spunea domnul primar, am fost surprinși de faptul persoane care aveau contract de salubritate. După ce a trecut operatorul, la nici 50 de metri, a făcut dreapta pe cealaltă stradă, iese din curte și peste gard la o instituție, aruncă gunoi. Deci vorbim de un obicei creat. Există tența unui credem. Contract. Deci i-a luat din fața porții, având contract de salubritate. Pentru că pe la mi-a rămas și am uitat. Deci, au fost situații în anii din urmă și cu care noi ne-am confruntat și la momentul acesta. Dar
Concluzionez eu că în ultimele 3 zile, numărul respectiv de contracte care s-au încheiat a fost și pe această informare de care a amintit un primar că vor fi impozitați dublu. Și consider eu că în discuțiile pe care le-au mai avut acasă și au vorbit unii cu ceilalți, decât să plătesc dublu la anul, mai degrabă închei un contract acum. Lucrul acesta pe care noi mergem în continuare de a-l aduce la cunoștință și partea aceasta pe care a amintit-o domnul primar, că vor fi impozitați dublu. Că au obligația de a-și încheia pe acea valoare, iar noi dacă reușim, așa cum a spus domnul primar, reușim să ne aliniem în a selecta ceea ce producem din casă, mai târziu o să plătim mai puțin. Eu am să fac o scurtă intervenție pentru că exprimarea domnului director a fost într-un anume context. Cineva care a auzit doar nu duci gunoiul, nu faci contract cu rerul, ești impozitat dublu, să nu ducă cu mintea la faptul că vor plăti impozite pentru ceea ce înseamnă imobilele avut în proprietate. Nici de cum este vorba despre această taxă de salubrizare, care, cum spuneam, este în cuantum de dublu contractului. Dar nu e vorba că vor fi anul viitor, ci vor fi lunile următoare. Pentru restul de luni cât au rămas până la sfârșitul anului, se va calcula și vor plăti. Nu vor avea contract din luna noiembrie, vor plăti pe noiembrie și decembrie valoare, v-am spus, de dublu contractului. Nu înseamnă că ne-am făcut răi peste noapte. Ne gândim inclusiv la sănătatea dumnealor, a celor care nu înțeleg că doar astfel, adoptând această atitudine, putem să ajungem sau să tindem spre o normalitate. Deci sunt absolut convins că, deși poate unii din dumneavoastră se vor simți nedreptățiți, vor fi iritați, sunt absolut convins că în subconștient vor înțelege că de dumneavoastră depinde și nu de noi, ca lucrurile să meargă bine în acest. Dar de ce să fie, domnule primar, iritați sau nedreptățiți atât timp cât eu, cetățean care locuiesc la bloc, plătesc această taxă inclusă în plata întreținerii? Pentru de ce dumneavoastră, cetățean al municipiului Râmnicu Sărat, plătiți această taxă de salubrizare? Ne vom revolta și noi, nu? Cei care să-mi permiteți, dar să știți că noi ne-am confruntat cu acele persoane care sună la ușă, aveți gunoi? Se duce copilașul că e minor, mama stă mai încolo la pubela de gunoi, îi dă un leu pentru punga respectivă, a ajuns afară, dacă este un coș de gunoi, îl înghesuie acolo, caută în el, îl înghesuie sau îl aruncă la colțul blocului. Am găsit astfel de persoane și am făcut informări prin asociațiile de proprietari de a nu mai încuraja pe cei care sună la ușă și să fie atât de comos pentru un leu, să nu se ducă, deci cam sunt și astfel de persoane, să nu meargă până la pubela amenajată de a-l introduce acolo. Pentru că acel copil este și mic de statură, nu poate să-l urce până sus și îl aruncă jos sau, cum vă spun, în fața mamei și mai caută acolo să vadă ce lucruri interesante și mă scuzați. Astfel, prin activitățile noastre specifice, am stat și pe lângă acele zone pentru că ne era foarte greu să credem că proprietarul din bloc a ieșit și l-a aruncat la colțul străzii. Am întâlnit persoane de în față de la pompieri care, mergând până la Kaufland, împărculez la Casa de Cultură la Vieru, acolo unde așa, în pubela de gunoi a scos dita mai gunoiul menajer din sac și l-a lăsat lângă, nici măcar că nu încăpea în acea pubelă. Și mai sunt cei care locuiesc la case, neavând încheiate aceste contracte, vin în zona blocurilor la genele de gunoi. Au fost și astfel de persoane. Au fost, pentru că noi, la momentul acesta, avem parte și de acea monitorizare stradală și am depistat și astfel de persoane, chiar de pe 3-4 străzi, de pe Drăgăi, ce ne-am trezit cu el la pubele de pe centru. Domnul primar. Vorbim de perioada în care mergea și așa. Mergea și așa, am ajuns în perioada în care așa nu se mai poate. Iar, astfel de comportament veți vedea că va ieși curând din peisajul urban. Am spus o întrebare retorică, de altfel, pentru că dumneavoastră cunoșteați foarte bine răspunsul. De ce să fim iritați? Păi cam asta am căpătat noi ca și atitudine în democrație. Avem foarte multe drepturi, dar atunci când e vorba să ne asumăm și responsabilități, nu o facem. Tot timpul dăm vina pe altcineva. Noi am avea contract și am plătit dacă operatorul și-ar face treaba, adică ce înseamnă treaba? Să ne ia așa cum ducem noi gunoiul, arunca la întâmplare și fracții care nu au voie să-l ia. Dacă autoritățile și-ar face treaba, adică dacă vecinul își aruncă gunoiul la marginea străzii, noi, administrație, trebuie să mergem să facem curățenie. Și atunci, dumneavoastră, ar fi oarecum mulțumiți. Ei, în România lui așa nu se mai poate. Cred că toți ar trebui să înțelegem că suntem ca într-un puzzle. Dacă lipsește o piesă, jocul nu este complet.
când vom înțelege că de noi depinde mai mult decât de administrația locală, ca lucrurile să meargă mai bine într-o comunitate, sub toate aspectele vorbesc de această activitate, nu doar de salubrizare, că vorbim astăzi de salubrizare, atunci cu siguranță România va fi foarte aproape de țara pe care ne-o dorim. Trebuie să înțelegem că atitudinea noastră față de mediu trebuie să fie similară atitudinii pe care o avem față de propria gospodărie. Păi știți cum e cu curățenia? Cum este acasă? Mama face curățenie, dar dacă ceilalți membri nu respectă exact. Măcar curățenia, nu-i vorba că nu fac curățenie. Mama va munci de două ori mai mult și la un moment dat s-ar putea să se supere și măcar pe ea mi se altoiască. Ceea ce este cazul poliției locale. E bun exemplu, da. Da. Adică sunt atât de la îndemână aceste exemple încât ne-ar fi foarte ușor să privim în propria gospodărie cum stau lucrurile și atunci, prin extensie, vedem ce se întâmplă la nivelul întregii comunități. Am să mai dau câteva informații care sunt foarte utile în perspectiva lunilor viitoare. De anul viitor vom avea încă ceva de suportat, anume o taxă de 120 de lei pe tona de deșeuri municipale. Ceea ce înseamnă că va trebui să fim foarte atenți la cantitățile de deșeuri pe care le producem. Și sigur că nu o să spună nimeni, nu mai produceți deșeuri. Cu alte cuvinte, nu mai mâncați, nu mai produceți deșeuri. Nu, nici de cum. Ci să le gestionăm așa cum trebuie. Operatorul astăzi ne ajută, pentru că prin sacul galben eliminăm fracția de deșeuri reciclabile. Nu va mai fi socotită. Ba din contră, ne va ajuta în raportul cu mediul, pentru că avem sarcină, avem obiective de reciclare până la 40% din cantitățile de deșeuri. Deci nu vom mai plăti taxe suplimentare la mediu, cum facem și astăzi. De asemenea, deci cei 120 de lei pe tonă vor fi descărcați în prețul pe fiecare persoană, în așa fel încât operatorul să poată să depună la depozite aceste sume. Un lucru benefic, pentru că legea o cere, operatorul va taxa de anul viitor la cantitate gunoiul, nu la o sumă fixă pe fiecare persoană. Cu alte cuvinte, dacă știm să facem, și ne preocupă lucrul acesta, gestionarea gunoiului din gospodărie, cum spuneam, ducem la sacul galben în componentele reciclabile, ducem deșeurile biodegradabile în curte, facem acolo pur și simplu o groapă și ducem lucrurile care se degradează, le punem acolo, după care o astupăm și facem altă alături. Vom scoate în stradă foarte puține deșeuri și vom plăti infinit mai puțin decât o facem astăzi. Dacă le punem la grămadă, riscăm ca operatorul să nu ne ridice gunoiul pentru că nu am făcut selectarea pe care, minima selectare pe care astăzi am prezentat-o și de asemenea vom fi taxați în cazul în care nu sunt alte probleme, adică nu avem deșeuri de origine animală sau de rezultate din construcții. Deci dacă s-ar putea ridica acel gunoi, o să-l plătim, adică o să plătim foarte mult pentru că nu am dat componentele acestea care ne scad volumul. Eu cred că perioada următoare râmnicenii vor discuta la nivelul gospodăriei și vor înțelege că degeaba unul din membrii familiei respectiv, mama sau tata, face ceea ce trebuie dacă ceilalți nu fac. Adică dacă doar mama este atentă când duce la tomberon sau, mă rog, la coș ce are fiecare acasă gunoiul și îl va pregăti, îl va selecta, dacă ceilalți membrii familiei nu fac, nu înseamnă că vom fi eficienți. Dar dacă în perioada următoare, urmare și a informării pe care poliția locală o face, și a informării pe care dumneavoastră, prin intermediul noastră, o facem astăzi și zilele viitoare, dacă așa, aceste discuții se vor purta la nivelul fiecărei gospodării, atunci fără îndoială că rezultatele muncii noastre, cumulativ, vor fi mai bune. Dacă nu vom rămâne în zona lui merge și așa, până când poliția locală le va ciocăni la ușă și o să-i sancționeze. Deci așa nu mai merge și ar trebui să le fie ținute în zilele următoare adevărate lecții privind avantajele colectării selective a deșeurilor. Vreau să ne spuneți care este experiența după aceste două săptămâni de funcționare a sacului galben la Râmnicu Sărat. Sunt două săptămâni? Da, două săptămâni. La început cantitatea a fost infimă, 250 de kg se strângeau pe zi. Astăzi s-a dublat, aproape s-a triplat cantitatea. Fără îndoială că râmnicenii au înțeles, au văzut și avantajele, chiar dacă presupune, să spunem, o secundă în plus
atunci când duc gunoiul. Să fiu atent unde îl pun și să-mi organizez eventual în casă un loc unde să pot să țin și aceste componente. Dar am înțeles că așa nu se mai poate. Vă rog. Noi, la momentul acesta, ținem legătura cu firma de salubritate, iar acolo unde se descoperă că în acel sac sunt alte componente, acele case, acele imobile, sunt în vizorul nostru, să zic așa, unde mergem, le aducem la cunoștință că, încă o dată, ce nu trebuie, iar la momentul în care vom vedea că persistă în a nu înțelege, a nu găsi măcar gramul de bunăvoință, o să ajungem ca și unii dintre care spun, iar ați venit? Iar m-ați găsit? Da, iar. Trebuie să existe un moment în care să nu mai venim la poarta dumitale, trebuie să ajungem să respectăm anumite itinerarii, ce trebuie să ducem acolo și așa mai departe. Vorbim despre unii dintre căruțași care spunea, da, iar, da, ai luat de la X, ne-a spus că ți-a dat atât și să duci acolo. Unde ai dus? Ai avut cutare? Ai avut cutare. Deci această campanie a noastră de informare a fost, va fi, dar ea are o finalitate. În momentul în care, o dată, de două ori, de trei ori, nu mai așa, dar nu se mai poate. Dar, spuneți noastră, actorii ar fi aceiași, cam de fiecare dată. Unii și aceiași. Sunt persoane care au fost, la momentul respectiv, nu unii și aceiași persoane care au fost nemulțumite și nu au înțeles ce anume trebuie să ia această firmă de salubritate, mergând și cu acest sac galben acum, și cu informarea pe partea aceasta, și ce urmează. Eu zic că ei au conștientizat și vor conștientiza și vor fi alături de noi. Pentru că, sincer să fiu, poate și cu acordul domnului primar, ar trebui noi să avem altă activitate. Noi le spunem, ar trebui ca eu să văd dacă cineva a trecut, să fie în siguranță, din alt motiv, nu al mediului, de a arunca peste gard, în spate, la că acolo nu trece nimeni, sau arunc la vecinul că nu este acasă sau nu stă. Avem avut și astfel de cazuri în care oamenii, nelocuind la acele imobile, atunci... Astfel am depistat că și acea persoană, chiar dacă avea contract de salubritate, nu tot gunoiul îl dădea către firma de salubritate, ci l-a aruncat peste gard la vecin. Dar credeți, domnule primar, că problema ar putea fi rezolvată clar, nu doar așa reprezentanții responsabili pe partea de mediu din cadrul poliției locale să patruleze permanent acele zone? Nu, problema va fi cu siguranță în perioada următoare rezolvată, pentru că acestea sunt cerințele pe care... la nivel de guvern în anul 2007, ni l-am asumat. Sunt absolut convins că foarte curând și râmnicenii, ca de fapt toți românii, vor înțelege că este în avantajul nostru să avem un comportament civic. Nu înseamnă că trebuie să-i fac pe plac cuiva. Nici de cum. Să nu creadă cineva că astăzi, undeva în România, vreun primar face exces. Pur și simplu face tot ceea ce stă în putere și administrații locale pe care o conduce și instituțiilor care se preocupă de respectarea acestor legi, ca România să iasă din zona sancțiunilor. România riscă să plătească milioane, zeci, sute de milioane de euro pentru neconformitatea modului în care își gestionează deșeurile. Bine, vă spuneam că sunt două aspecte. Odată închiderea acelor depozite, că ele sunt de depozite municipale sau de depozite periculoase, de deșeuri periculoase. Dar la pachet, cum spuneam, astăzi, cred că prioritatea numărul 1 a României, dincolo de discuțiile legate de autostrăzi, că avem, dincolo de reindustrializare sau ce avem, agricultură, principala preocupare a noastră, a fiecărui român, indiferent de vârstă, indiferent de nivelul de pregătire, indiferent de locul în care muncim, trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca pe ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor să facem ceea ce trebuie. Și trebuie să conștientizăm, să le reamintim măcar cele trei avantaje de care ați tot pomenit astăzi. Diminuarea costurilor, într-un grad, bineînțeles, de suportabilitate, acum să nu înțelegem că nu vom mai plăti această taxă, evitarea penalităților, în cazul nostru, în cazul cetățenilor, dar și în cazul administrațiilor locale, și conservarea resurselor materiale. Măcar minimum să reținem din toată această poveste. Ca să nu mai vorbim de ceea ce înseamnă un mediu curat. Avantajele unui mediu curat, însemnând sănătate și posibilitatea de a petrece timpul liber
într-un mediu cât mai aproape de cel natural. Astăzi, cu tristețe, să spun, trec prin zone împădurite, în care peturile sunt la discreție, în care hârtiile zboară în toate părțile. Și nu vorbesc doar de zona limitrofă Râmnicului, ci de ceea ce înseamnă o bună parte din România. Merg deseori la București, evit zonele aglomerate și eu merg prin comune. Pentru că pe acolo ne duce GPS-ul pentru a evita și, efectiv, credeți-mă, rămân stupefiat de nivelul la care a ajuns poluarea în România. Dacă și Bucureștiul, care are atâtea resurse și care are atâtea posibilități, astăzi la periferie arată cum arată, îmi dau seama cât de gravă este situația la nivelul întregii țări. Mai vorbim de București, domnule primar, o zonă atât de aglomerată. Vorbim de cele mai înalte și frumoase zone ale țării, unde pe potecile de munte ați văzut peturi, hârtii aruncate și alte resturi lăsate de turiști. Este rezultatul unui comportament pe care l-am căpătat după Revoluție, în care, cum spuneam, consideram că este datoria altora să facă curățenie după noi. Nici în moment nu ne puneam problema de ce să arunc ceva, chiar dacă nu găsesc, acesta este un pretext, un coș de gunoi. Dar nu spune cineva că în pădure ar trebui să punem coșuri de gunoi sau acele peturi sau acele reziduri pe care le producem la ieșire, la iarbă verde, n-ar trebui să le ducem acasă și să le ducem unde la un loc amenajat. Așa că eu sper că foarte curând, prin acest tip de emisiune, prin activitatea pe care instituțiile specializate o vor face, prin orele de dirigenție de la școală, pentru că trebuie să începem iarăși cu această atitudine de a o pregăti la vârste fragede, sper ca nu peste multă vreme, totuși se va întâmpla în ani, românii să aibă un comportament civilizat față de mediul în care trăiesc. Și dacă am discutat până în acest moment al ediției despre gunoaiele aruncate la periferia municipiului Râmnicu-Sărat, vreau 2 minute să insistăm puțin și despre curățenia păstrată sau nepăstrată pe străzile din municipiul Râmnicu-Sărat. Salubrizarea stradală este efectuată astăzi de operatorul Agbaterm, este operatorul administrației locale. N-aș putea să spun că sunt extraordinar de mulțumit de modul în care ei gestionează, dar pe de altă parte, ținând cont de împrejurări, sunt satisfăcut, pentru că la momentul acesta nu cred că se poate face mai mult. Perioada următoare se vor dota, am crescut capitalul pentru hotărâri de Consiliu Local, capitalul social al societății și vor achiziționa unelte și materiale noi, ceea ce va face ca, pe termen scurt, activitatea lor pe ceea ce înseamnă salubrizare stradală să crească. Mă aștept ca proiectele pe care le vom aduce în perioada următoare, încep de anul viitor și vor fi finalizate probabil în 3 ani de zile, în care un număr important de străzi să fie asfaltate, va face ca și pe acele străzi, acele măturători să funcționeze. Va fi momentul în care cu adevărat putem să spunem că avem un operator care se ocupă de măturatul stradal, pentru că măturatul manual pe care îl facem și astăzi ne aduce aminte de alte vremuri. Fără îndoială sunt zone, cum e zona centrală, unde doar măturatul manual poate să facă față, pentru că atâtea hârtii sunt, încât doar cineva cu... Și acum e vina oamenilor care chiar își fac treaba? Nu, spuneam doar că acest operator trebuie să doteze, există și alte instrumente mai moderne decât, pentru că între timp tehnologia a evoluat, decât mătura propriu-zisă, dar fără îndoială că vom avea nevoie tot de operatori pentru a le manevra. Pentru că m-ați întrebat de salubrizarea stradală, deci se simte la nivelul că dacă n-am acționat o zi, atunci s-ar vedea proporțiile dezastrului, s-ar vedea. Altfel am spune că domnule, n-a trecut nimeni pe aici, numai că v-am spus, din păcate noi încă trăim cu senzația că dacă nu avem un oraș curat, nu este curat pentru că nu mătură suficienți. Nu ne gândim că nu este curat pentru că sunt prea mulți care aruncă. Avem lacune serioase pe această parte, să mă scuzați, dar aceasta este situația, nu? Trebuie să fim sinceri. Și realitatea doare uneori, pentru că noi întâlnim, pe lângă persoanele de care vorbeam
verificăm și le găsim că iau și nu au dreptul de a lua și a transporta, găsim atât tineri cât și persoane în vârstă, da? Și aici domnul primar spunea acea oră de dirigenție. Ora de dirigenție trebuie să plece de acasă, pentru că întâlnim persoane, mămică sau bunic, dându-i să mănânce un biscuite sau un cornuleț și atunci îl aruncă. S-au întâmplat și am desfășurat și astfel de activități pe partea de rutieră, de a nu lăsa pe copil sau bunicul ținut și tras de mânecă să treacă pe unde trebuie, că așa îl învață pe unde, și tot pe acel copil, dacă îl vede pe bunic sau pe părinte că aruncă pe stradă, la fel face și el. Sunt lucruri, din nefericire, dor, dar sunt reale, din cele constatate de către noi, atât pe, în patrulele pe care le desfășurăm, atât pe centru, cât și în celelalte zone limitrofe. Eu vă mulțumesc. Vreți să mai adăugați ceva? Un ultim mesaj pentru râmniceni? Doar atât, să le mulțumesc acelora dintre râmniceni care au adoptat și până acum un comportament și au dat dovadă de spirit civic. Să le spunem acelora care sunt iritați, așa cum spuneați, că nu am dorit sub niciun mod să le provocăm neplăceri, ci pur și simplu vrem să-i trecem de partea celor care înțeleg în fiecare moment care sunt atribuțiile noastre, responsabilitățile noastre. Și în ultimul rând să-i chem pe toți aceia care se gândesc măcar o dată pe zi la orașul lor, că trebuie să facem front comun și să luăm atitudine de fiecare dată când ceilalți, cei care nu înțeleg lucrul acesta, vor dori să facă de andoaselea sau altfel decât o facem noi. Este loc întotdeauna de mai bine, cum spuneam, până la situația ideală în care sper să ne întâlnim peste câteva luni, poate peste un an, să acceptăm această stare intermediară în care să facem cu toți efortul să ne fie mai bine. Clar, și trebuie să respectăm toate dispozițiile legale. Eu înainte de toate. Pot transmite ceea ce am repetat și repet în continuare în orice emisiune am venit la dumneavoastră, de a fi alături de noi, pentru că rolul nostru este de a fi alături de cetățean. Orice nemulțumire pe care o au față de persoanele care creează disconfort este să apeleze numărul de la poliția locală, numărul de dispecerat 560101, chiar și cu acele persoane care încă nu reușesc să fie la unison cu toți și așa cum dorim cu toții să avem un oraș curat, să avem un mediu curat, să nu mergem pe stradă, să ne intre ambalajul în ochi pe care l-a aruncat vecinul și atitudinea față de aceștia să fie una cât se poate de onestă, sinceră, pentru că noi ne mai confruntăm cu o situație, sunteți plătiți din banii noștri atunci când ne ducem să le aducem la cunoștință ce obligații au. Și dumneavoastră aveți niște obligații. Bineînțeles, avem obligația morală de a avea un mediu curat, dar avem acum și această obligație impusă de lege. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumim domnului primar Sorin Cărjan și domnului Emilian Burlacu, directorul Poliției Locale din Râmnicu-Sărat. Sănătate, la revedere! Liberă trecere.